Ne aflăm, iată, aici într-o zi foarte frumoasă de toamnă la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, la Baby Zoo, unde, față de ultima noastră vizită, am văzut că s-au schimbat niște lucruri și poate ne spuneți despre ce este vorba. Preiau microfonul pentru a păstra o distanță fizică cât mai mare. Nu ne place să spunem distanță socială, socializăm în continuare, însă fizic ne distanțăm. Dacă am face-o toți pentru 15 zile pe toată planeta asta, nu ar mai exista acest virus. Însă nu putem, din păcate. Și, cum spuneam, Baby Zoo este un concept ce a apărut acum 2-3 ani de zile. În ceea ce privește grădinile zoologice, avem în ideea de a aduce oamenii cât mai aproape de animale și copii în mod particular, avem acest demers de a le oferi ceva interactiv. Ceva în care să învețe mai mult despre animale, să pună mâna, să ajute, să constituie o legătură mai bună cu animalele. Inițial am făcut o căsuță, am făcut un loc ușor în față, am adus niște locații, grajduri, niște avoliere pentru animale nepericoloase și am făcut un loc în care se realizau interacțiuni cu animale. O mulțime de probleme, chiar și găina ciupește, chiar și iepurașul zgârie, și a mers și merge în continuare în anumite situații, cu anumite limite și într-o maximă coordonare cu muzeografii și cu oamenii noștri de educație muzeală. În pasul următor, împreună cu Asociația Descoperă Constanța, am realizat un intelect park. Ce înseamnă? Un parc în care jocurile ale copilăriei, la mărimii uriașe, un șah din ăsta în care calul este aproape cât un cățel, așa, cu o percepție diferită asupra spațiului, spațialitatea fiind interesantă pentru noi în a le transmite copiilor și această abordare, respectiv de a vedea ceea ce au obișnuit să vadă pe anumite dimensiune, să le vadă la alte dimensiuni, jocuri de dame, Scrabble, nu te supăra frate, etc., sunt și în continuare la dimensiuni foarte mari. Dimensiuni cu care copiii fac și mișcare fizică, au și o altă percepție spațială și, în plus, constituie un mijloc de a reduce, fiindcă la ei contează mai mult decât la noi, de a reduce fixismul ăsta platonician, prin care rața trebuie să fie rață și aibă o anumită dimensiune, pisica, pisică, găina, găină, etc. Nu. Iepurile poate să fie și mai mic și mai mare, în pleistocene erau de 20 de kilograme și așa mai departe. În consecință, acest fixism trebuie să fie îndepărtat. Cea de-a treia fază, văzând ce este în Țara Piticilor, văzând și alte locuri de joacă prin alte locuri, prin alte grădini zoologice și orașe din România și nu numai, am zis să facem un loc de joacă, de data asta ce presupune mai multă activitate din partea copilului, maximă de siguranță, și asta înseamnă că l-am îngrădit, dar l-am îngrădit frumos, colorat. Asta înseamnă că am pus pe jos tartan, nu e simplu și nu e ieftin, dar mulțumim Consiliul Județean Constanța care a finanțat această operațiune, avem un loc de joacă foarte modern, cel mai bun din Constanța. Și nu sunt unul, sunt patru. Sunt patru locații în care avem aceste locuri de joacă, în care avem mobilierul specific locurilor de joacă în limitele de siguranță, fiindcă aici nu poți inventa. Aici nu-ți poți permite să faci, aș fi vrut eu să fac navete spațiale, dar trebuie să le omologhez. Ca să nu se lovească un copil într-o colț de ceva, etc. Așa iei niște locuri de joacă care au certificate de și sunt omologate în această privință. Ce vom adăuga, fiindcă suntem un complex muzeal, vom adăuga niște panouri în care transmitem informații vizuale, scrise, poze, etc., despre animale, biotă și, la locul de joacă de la Planetariu, despre planete. Eu m-am ocupat de cele de la Planetariu, Veronica și cu muzeografele de pe microrezervație s-au ocupat de locurile de joacă de la microrezervație, aici panotajul fiind specific animalelor ce viețuiesc nu numai în Dobrogea, dar ce viețuiesc chiar și în complexul muzeal, pentru a afla cât mai multe despre acestea. Și mai ales în ideea știați că, adică în ideea de a-ți dezvolta puțin
mintea. În felul acesta și cu mulțumiri autorităților și cu mulțumiri copiilor care au înțeles și mulțumiri copiilor și părinților care vor păstra aceste echipamente în bună stare. Suntem într-o grădină zoologică, un parc păzit, un parc îngrijit, un parc supravegheat și avem șanse să le ținem în bună stare. Firește că mai sunt frunze, dar asta nu-i rău. Le măturăm, dar în același timp o frunză aruncată aici și acolo dă așa o melancolie a toamnei și merită. Mai o să fie și păsărele și porumbei, dar totul trebuie să fie într-un decor perfect natural. Între copaci, în microrezervație, aproape în mijlocul Constanței, în zona cea mai importantă a Constanței, atât din punct de vedere economic, de interes, nu? Zona Delfinariu, am numit această zonă cu ceea ce avem noi aici, și mai mult în zona în care Constanța și are plămânii. Este o zonă de confluență între lacuri, mare și uscat, adică zona urbană, și aici plămânii e bine să aibă și un pic de vilozități, ce înseamnă nimic altceva decât un parc dendrologic. Cum au primit copiii aceste noi dotări? Sunt foarte bune spațiile de joacă pentru copii, ei sunt extrem de încântați, așteptau de mult, au văzut cum s-a derulat procesul și așteptau cu nerăbdare să înceapă să se joace. Sunt foarte încântați de spațiile de joacă și chiar erau necesare, pentru că este un spațiu generos care, datorită tartanului care este pe jos, chiar ajută să nu se lovească. Sunt mult mai în siguranță și acum se pot juca fără probleme. Ce categorii de vârstă vin aici dintre copii, mai mari, mai mici? Toate categoriile de vârstă. Avem începând cu 3 ani care vin doar la spațiu de joacă pentru copii, începând cu 5 ani care vin la Baby Zoo, în programul Baby Zoo, până la 12-13 ani, chiar și la 16 ani pot să vină fără nicio problemă, că distracția e garantată. Pentru cei care nu știu și poate află acum pentru prima oară de existența acestui Baby Zoo, ce activități au loc? Activitățile sunt integrate și diverse. Ne folosim mult de faptul că avem un spațiu în aer liber și că este natural în cea mai mare parte și beneficiem mult de asta. Mergem pe la animăluțe, vorbim despre animale, avem informații despre animăluțe, tot ce ține de îngrijire, de hrană, de locul în care provin și avem și activitățile integrate care vin după și care ne fixează informația teoretică. Este una să povestești, alta este să vadă și alta este să și fixeze informația. Mai mult decât atât, după cum vedeți, avem și dezvoltarea relațiilor de grup și partea de dezvoltare personală a fiecăruia în parte, pentru ca programul să fie cât mai complet și cât mai bine dezvoltat. Copiii vin aici respectând pașii și condițiile de vizitare. Pe delfinariu.ro găsesc în fiecare zi updatat tot ceea ce înseamnă oferta noastră. Copiii, dacă sunt sub 7 ani, intră gratuit, părinții plătesc. Îngrijirea costă și orice parc cu animale, oricum mult mai puțin. Vă dați seama că acum avem niște prețuri, mai ales în extra sezon, foarte mici. 10 lei, 12 lei, 13 lei, 3 lei copilul, adică prețuri chiar modice. Doar asta să ne aducă aminte că avem o responsabilitate vis-a-vis de locul în care călcăm. Și spuneați că e pentru copii locul ăsta, este și pentru părinți, fiindcă ei se bucură de bucuria copiilor, se bucură de relaxarea în natură alături de copii. Eu cred că un părinte, dacă vine și stă aici, cum stau eu pe banca asta, și pe care, din păcate, mi-am pus-o fiindcă am avut un accident. Și vreau să zic că părinții se bucură de bucuria copiilor și se bucură de o relaxare în natură. Este extrem de important. Și bineînțeles că se educă împreună cu copiii vis-a-vis de importanța naturii, mai ales în acest debut de iarnă, debut de sezon infecțios, ceea ce va urma va fi destul de serios în această iarnă și avem nevoie să ne întărim sistemul imunitar cu mișcare, cu aer, cu soare, cu fotoconversia vitaminei D, ca să mă exprim așa, pe limbajul tuturor, că toată lumea înțelege ce înseamnă foto și conversie. E vorba de transformarea vitaminei D inactive, de origine vegetală,
în vitamină D activă, animală sau umană, pe care o punem la treabă în sistemul imunitar în aceste infecții de iarnă.